Salutare prieteni, acum am să continui videoclipul la stropirea pentru putregaiul cenușiu la vița de fie. Vedeți cam așa arată putregaiul cenușiu. Eu deja am preparat soluția în acest bidon. Am dizolvat foarte bine cu sticluța de aracet. Am pus în el un pachet de cabriotop și folpan. Puteți să amestecați, vă spuneam, cabriotopul cu folpan sau cabriotop cu teldor. Se poate amesteca și pune, deci, și cu un insecticid sau cu nisorum, deci un acaricid. Această concentrație se pune la 10 litri de apă. Deci vă spuneam că această boală se manifestă, deci apare când a plouat, a fost o perioadă cu ploi foarte multe. Deci solul a fost imbibat foarte mult cu apă. Și din cauza că a apărut căldura brusc, apare și această boală putregaiul cenușiu. Vedeți acolo o bobiță, tot la fel afectată. De aceea este bine să combatem această boală din timp. Eu am mai făcut un tratament, o să-l dau și pe al doilea. Acesta se poate repeta la 15 zile, dacă este mai grav, la 11-12 zile. Deci va trebui să insistăm foarte mult pe bobul de strugure. Deci nu ne interesează să dăm pe frunză, deci atât pe struguri. Este bine cu atomizorul, că atomizorul întoarce și frunzele. Noi va trebui să băgăm cu pompa printre frunze, să stropim decât strugurii. Haideți să facem și o probă. Deci cam așa trebuie să fie dat pe struguri. Vă spuneam că trebuie să insistăm mai mult pe struguri. Se poate pune în loc de aracet, puteți să puneți ori miere sau dacă nu 4-5 linguri de zahăr, tot așa trebuie topit, dizolvat în apă. Acesta se pune pentru a se lipi soluția pe bobul de strugure. Din cauza aceea se pune, să nu-l dați simplu că nu o să se lipească pe struguri și prăpodiți și soluția de pomană. Haideți să dăm și aici sus, să vedem dacă se lipește. Vedeți că soluția se lipește pe bob. Această boală putregaiul cenușiu atacă în special ananasul, dar și strugurii de masă. Vă spuneam că se întâmplă din cauza că afară a plouat prea mult și când vine căldura brusc, atunci, în special dacă vița de vie are și multe frunze, este deasă, se întâmplă această opărire, să spunem, a bobului de strugure. Ați văzut, dintr-o pată mică maronie, se întinde pe tot bobul. Deci cam așa se combate această boală putregaiul cenușiu la vița de vie. Deci va trebui să insistați mai mult pe struguri. Deci nu dați așa să dați, să vă aflați în treabă, să dați pe frunze. Aici este vorba să combatem putregaiul cenușiu la struguri. Deci eu o să continui cu stropirea pentru a combate putregaiul cenușiu la vița de vie. Deci dacă informația v-a fost de folos, vă puteți abona la canalul meu. Sănătate, numai bine, la revedere!